Sunt Ana Maria Tice, astrolog și vă prezint horoscopul săptămânii 28 octombrie-3 noiembrie. Pe data de 1 noiembrie vom avea o lună nouă în semnul scorpionului, și vă invit pe fiecare, mai ales că și Mercur este aici, încă în semnul scorpionului, până pe data de 2 noiembrie, să fiți atenți la modul cum vă argumentați în discuții și cum simțiți toată această perioadă deoarece sunt foarte multe situații care necesită rezolvare și de cele mai multe ori ar trebui să fim atenți și la modul în care putem să rezolvăm aceste lucruri ținând cont atât de noi cât și de ceilalți. Pentru Nativi Berbec, în această săptămână sunt lucruri foarte interesante de rezolvat împreună cu ceilalți. Se simt depășiți nativii berbeci, berbeci de foarte multe sarcini pe care le au și le au de rezolvat, sunt copleșiți și au și fricile lor. Este o perioadă foarte tumultoasă pentru aceștia și într-adevăr ei au tendința să poată să elimine din toate aceste lucruri tot ce îi deranjează și nu le mai aduce confortul necesar deoarece este o încărcătură aparte prin steliumul de planete în semnul Scorpionului pentru ei, care de cele mai multe ori le produce destul de multe lucruri care nu sunt dintre cele mai plăcute. Nativii Taur în această săptămână sunt prinși în tot felul de parteneriate cu cei din jur, vor să afle răspunsuri, întreabă și în stânga și în dreapta și atunci este o lună nouă care îi susține pentru a găsi răspunsuri care să-i ajute în demersurile lor și mai ales în toate aceste situații care pot impune de foarte multe ori și clarificare sau necesitatea unei clarificări, deoarece Mercur în casa 8 îi îndeamnă foarte mult să fie atenți la modul în care gestionează gândirea, fiindcă pot avea foarte multe frici și pot intra într-o senzație de descumpănire și totuși pot rămâne un pic dezavantajați de situație prin modul în care ei gândesc. Nativii gemeni uh, au foarte mult de lucru și sunt foarte deranjați de acest stelium de planete în semnul scorpionului care îi uh, descurajează foarte tare și irită și atunci este nevoie de o mai mare apropiere de nivelul optim de energie pe care trebuie să-l aibă la locul de muncă, să-și rezolve din mers sarcinile pe care le-au de rezolvat și să poată să delege din responsabilități dacă este cazul. Iar alții să poată să-și verifice și sănătatea prin analize medicale sau să poată să-și ia chiar un animalus de companie pentru cei care au nevoie de mai mult atașament. Nativii rac sunt prinși în discuțiile cu copiii, este o zonă energetică creatoare pentru aceștia. Pot avea parte și de speculații financiare sau pot câștiga bani care să vină dintr-un concurs inedit în raport cu ceilalți și au nevoie și de susținerea noastră pentru a avea încredere în ei și pentru a lua cele mai bune decizii în toate proiectele lor. Nativii leu se ocupă de treburi legate de casă. Unii poate schimbă casa, alții pleacă dintr-o casă în alta, alții au nevoie să poată reculege. Și să-și dea seama că ceea ce le indică sufletul lor este cea mai bună variantă pe care o au de înțeles în următoarea perioadă. Este o săptămână foarte interesantă pentru sufletul lor și care poate să-i ajute să facă pace sau să ierte situații cu care nu sunt de acord. Nativii Fecioară discută foarte mult, sunt prinsi într-o tevatură în drumuri, du-te vino, rezolvă acte, conduc sau <coughs> pot repara ceva la mașină. Sunt tot felul de discuții care îi angrenează pe acești nativi și au nevoie de foarte multă luciditate pentru a lua o decizie corectă și pentru a-și asuma toate aceste sarcini sau situații care țin de corespondență și de colaborare sau comunicare. Nativii Balanță sunt interesați de planul financiar, bineînțeles, au parte de foarte multă muncă, muncesc cu drag și spor, vor obține și rezultate, bineînțeles, au nevoie să fie mai integri, să-și dea seama că undeva sar calul și deja exagerează, să poată să ducă lucrurile uh, la un nivel de front comun, mai ales cu de muncă împreună cu colegii și să-și negocieze toate acele situații care țin de ei și despre ei. Tot ceea ce realizează este un concurs de forță și trebuie să-l înțeleagă ca fiind un concurs al comunicării și al drepturilor egale. Nativii Scorpion, totul este despre ei, bineînțeles, această lună nouă în semnul Scorpionului, iar ca și protagoniști, ei sunt foarte deschiși și încasează din plin tot ce vine spre ei, este o conjunctură norocoasă și inedită, mai ales că Mercur în semnul lor îi avantajează prin discurs. Și este important pentru nativii scorpion să se raporteze și la ceilalți din jurul lor pentru a obține echitate și pentru a avea și rezultate satisfăcătoare. Nativii săgetători au nevoie să poată să plece într-o călătorie și foarte mulți pot pleca în străinătate sau pot să delege din responsabilități, se detașează. Au nevoie să se retragă și să înțeleagă foarte multe lucruri prin filtrul lor, fără a mai fi influențați, este o săptămână foarte bună pentru a evita sau pentru a elimina din preajma lor acele persoane sau situații care îi deranjează și pot ajunge la concluzia că într-adevăr foarte multe lucruri nu îi mai interesează în viitor. Nativii Capricorn pot ieși cu prietenii sau parte de întâlniri, întruniri, evenimente, participă la tot felul de situații care să le se avantajeze, pot cunoaște oameni prin intermediul acestor ieșiri sau pot participa la evenimente, sunt foarte deschiși și pot schimba planurile de viitor și se bazează din ce în ce mai mult pe o conexiune aparte cu cei din jurul lor cu care pot avea proiecte de viitor. Nativii vărsători sunt foarte focusați, au și autoritate la locul de muncă, dar le recomand foarte multă atenție, deoarece tot acest careu cu semnul scorpionului pe soare mercurii poate devitaliza sau le poate înfrâna o tendință de a avea acea autoritate pe care și-o doresc cu orice preț. Să încerce să fie mai atenți la modul în care își prezintă ideile și cum sunt percepuți de cei din jurul lor. Nativii pești își schimbă mentalitatea și conștiința, nu mai sunt de acord cu situații care s-au întâmplat în trecut, vor să vadă lucrurile într-o altă lumină sau au nevoie de o conjunctură nouă, ceea ce ține de ei și de toate colaborările pe care le au. Le recomand foarte mare atenție în interacțiunile dintre ei și ceilalți, deoarece toată susținerea vine doar prin divinitate. Să se raporteze la această divinitate ca un etalon și să poată să înțeleagă că cei din jurul lor îi obosesc teribil. Să poată să elimine și să restrângă acele conjuncturi și conversații care nu îi mai interesează. Este o săptămână foarte interesantă pentru noi toți să putem să accedem la dimensiuni noi, să avem forța scorpionului pentru moarte și renaștere și să putem să înțelegem că tot ce vine spre noi are o forță creatoare în momentul în care noi îi dăm curs și ne transfigurăm absolut tot printr-un mod în care ceea ce gândim. Aia se întâmplă. Este important pentru noi să putem să facem pace cu trecutul și cu cei din jurul nostru, să ne raportăm la ei ca la o oglindă, în sensul că atunci când eliminăm ceea ce ne deranjează la ceilalți, eliminăm ceva care se află înăuntru nostru. Este o perspectivă luminoasă pentru noi, dar și pentru cei din jurul nostru, să putem să înțelegem că moartea și renașterea, transfigurarea, transformarea sunt elemente la care trebuie să ne raportăm într-un mod continuu, repetat și să putem să facem din tot acest lucru un factor care să ne ajute foarte mult să putem să ne iluminăm. Este important de asemenea să putem să înțelegem că și uh, lucrurile care se întâmplă prin aceste elemente de destin, uh, prin toată această configurație a planetei Mercur în semnul Săgetătorului, ne ajută să putem să facem apel și la divinitate, să ne luăm acele elemente care să ne ajute să putem să ne înțelegem destinul și să eliminăm tot ce ne oferă un deranj sau o discrepanță între drumul nostru și ceea ce își doresc ceilalți de la noi. Important este să avem direcție, să credem în visurile și în obiectivele noastre și să avem încredere în noi și în ceea ce ne dorim să parcurgem până la capăt. Este important să putem să înțelegem că și ceea ce urmează în continuare este un element important care ne susține, ne ajută și putem să ne raportăm la acest lucru ca la un element care vine în sprijinul nostru atunci când ne pierdem speranța. Și nu mai avem în ce să credem. Venus în conjuncție cu Mercur, în semnul Săgetătorului, sunt elemente care ne susțin în tot acest proces terapeutic de vindecare și de eliberare legat de traume și legat de trăiri care nu mai corespund în tot acest parcurs pe care îl avem de depășit și de îndeplinit. Vă invit să vă abonați la canalul AUNIU și vă doresc o săptămână plăcută!